Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 29, vedem că autorul ne surprinde cu o imagine nouă. Cel ce are mireasă este mire, însă prietenul mirelui, cel care stă și îl aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare, această bucurie a mea este deplină. De ce se menționează glasul mirelui? De ce prietenul mirelui, da, Ioan Botezătorul în acest caz, se bucură foarte mult de glasul mirelui? Probabil pentru că vocea lui indică faptul că mirele este aici, iar prietenul se bucură că mirele este aici. Dar bănuiesc că e mai mult decât atât. Ioan Botezătorul s-a descris în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan ca fiind glasul care strigă în pustie. Dar propria lui voce a adunat un popor. Dar acum toți pleacă și se duc la Isus. De ce? Pentru că o altă voce se face auzită. O voce mai mare, o voce mai puternică. Cum este scris în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Oile îi aud glasul. El își cheamă oile pe nume și le duce afară. După ce le-a adus afară pe toate care sunt ale lui, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc glasul. Mirele are o mireasă, da? Pentru că mireasa are o voce care o cheamă, iar mireasa cunoaște vocea mirelui ei. Ea îl părăsește pe Ioan și se duce la mire. Și Ioan se bucură de glasul mirelui, nu doar pentru că mirele este aici, ci pentru că glasul adună mireasa, adună turma. Acesta este motivul pentru care următoarele cuvinte care ies din gura lui Ioan în versetul 30 sunt: el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez, trebuie să fie așa, iar pentru asta mă bucur. Acel imperativ din versetul 30 este foarte important. Acesta este imperativul divin, este imperativul planului lui Dumnezeu. În versetul 27 Dumnezeu îi dă pe oameni lui Isus, iar aceștia îl părăsesc pe Ioan Botezătorul și merg la Isus. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Acest lucru face parte din imperativul versetului 30. Iar în versetul 28, Dumnezeu îl trimite pe Ioan nu ca să fie Hristosul, ci ca să meargă înaintea lui și să indice spre el. Așadar, planul lui Dumnezeu este ca Ioan să adune un popor și apoi să-l trimită la Isus. Și acest lucru face parte din imperativul divin din versetul 30. Pe urmă, în versetul 29, Ioan se concentrează pe vocea mirelui. Aceasta este o voce superioară vocii sale. Această voce, vedem, învie morții. Acest glas este cunoscut de toate oile și ele îl urmează. Acest glas curtează și câștigă mireasa. Ea își cunoaște soțul și merge la el. Cel care are mireasă este mirele. Noi știm asta. Ea nu s-ar duce la altul. Și asta este lucrarea lui Dumnezeu. Face parte din imperativul versetului 30. Astfel, Ioan sumarizează lucrarea lui Dumnezeu în versetul 30. El trebuie să crească. Eu trebuie să mă micșorez. El trebuie. Acesta este planul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, mirele, va fi înălțat, va fi glorificat. El va crește în ochii oamenilor sau, așa cum spune versetul 21, se va vedea clar că lucrările, faptele noi ale întregului său popor sunt lucrarea lui. Și contrar întregii naturi umane, acesta este motivul pentru care Ioan Botezătorul se bucură și își numește bucuria în sfârșit deplină. Prin urmare, această bucurie a mea este deplină. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Și asta este ceea ce Ioan, scriitorul Evangheliei, vrea ca noi să vedem și să fim. O ultimă observație. Toate acestea au început din cauza problemei curăției. Ceea ce am văzut în primul episod din capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Între unii din ucenicii lui Ioan, da, și un iudeu, ne este relatat că a apărut o controversă cu privire la curățire. Dar oare Ioan nu a avut nimic de spus în această privință? A lăsat problema pur și simplu? E bine, judecați voi. Da? Dacă Ioan s-ar fi referit la Isus așa cum a făcut-o în capitolul 1, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, am spune, iată. Iată legătura cu spălarea de păcate. Da? Mielul este sacrificat pentru păcătoși și îi curăță de păcatul lor. Dar, în schimb, în versetul 29, Ioan vorbește despre Hristos ca mire și despre biserică ca mireasă. Dar oare există o legătură între acestea două în mintea lui Ioan? Haideți să spunem ambii Ioan, dar și botezătorul și scriitorul Evangheliei. Avem aici o imagine escatologică, adică cu referire la vremurile finale ale sfârșitului. Și vedem în Apocalipsa 21 cu versetul 9. Și acolo este scris: vino, îți voi arăta mireasa, soția, nu spune a mirelui, ci a mielului. Mireasa este soția mielului. Astfel, mirele este mielul. Mielul care ridică păcatul lumii. Așa că poate nu este de mirare să-l auzim pe Apostolul Pavel vorbind despre Hristos ca mire al bisericii, spunând explicit că El o sfințește și o curățește. Soților, iubiți-vă soțiile, așa cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea Lui ca pe o biserică slăvită, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Așadar, atunci când Ioan ne spune că Isus este mirele și care o mireasă, el răspunde într-adevăr la întrebarea despre curățire. Mirele este mielul. Mirele se dă pe sine însuși pentru mireasa lui și o curățește de toate păcatele ei. Toți cei care se întorc înspre mire, noi cei care ne-am întors spre acest Isus, nu ne-am întors la un egocentrist care avea doar niște aspirații mesianice, ci am fost întorși înspre un mântuitor, înspre mielul care a fost, este și va fi vrednic să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, gloria și lauda. Acesta este adevărul, pur și simplu.